Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod cu Expedition Mad Runner pe canalul Senkia Games. În episodul de azi voi face această misiune în Lost Island. Văd că nu mi-impune niciun fel un anume tip de camion. Așa că eu voi merge pe prima dată odată pe acesta. Care să mai luăm, mă. Ia să vedem, hidrologist n-avem nevoie. 10 metri scouting zone. Operator, 200 de metri range, 200 de așa. Hai să luăm și pe ăsta. Specialist și... Selling nu știu ce, supli... Hai să luăm și pe ăsta. Așa, 3 specialiști. Și voi lua mașina mea de suflet, adică asta, pe care pot să car mai multe chestii. Și vom băga prima dată și prima dată băgăm două din astea, cred că sunt suficiente. Și să ne luăm niște două rezerve de fuel și cu două din astea de screw. Eu zic că sunt suficiente și hai să-i dăm drumul la treabă. La expediție, să vedem. De câte am văzut, trebuie să mergem pe o altă hartă. Bun, hai să vedem ce direcție trebuie să ajungem, să vedem unde e zona. Deci mi-arată în zona asta, încoace. Să explorez, păi da, dar... Eu dacă vin în coace... Pe unde trec apa? Pune și mie cineva? Bine, hai să mergem, totuși, să vedem. Care-i treaba? Deci o voi lua așa, în direcția asta... Pe aici dacă pot să trec. Să cobor, uite, așa. Pe aici, mergem la drop. După aia mergem în partea asta, să vedem ce și cum. Hai să vedem care e treaba pe aici. Aha, uite, direcția aia, deci în partea aia trebuie să ajungem noi. Ia să vedem, dacă scanez puțin cu binoclu. Acolo e blocat. Și nu mai mi-apare chestia aia. What? Bun, hai să mergem în direcția pe care am pus-o eu pe hartă. Și vedem. Hai ușor să nu mă răstorn. Mai periculos aici. Apropo, ați văzut că am uitat să mai zic, jucăm pe harta Carpatien. Dar v-ați dat și voi seama după vegetație. Este că eu nu mai sunt pe traseu. Dar... ușor. Dar e bine și așa. Bun, hai că am ajuns să... Ia ușor. Am ajuns unde trebuia. Sunt curios să vedem cum trecem în partea cealaltă. Dacă noi avem nevoie să traversăm apa, am văzut că e o barcă acolo, da, eu știu. Aha, deci am venit la drop. Hai să luăm tot ce avem din drop. Eu mai mult pentru carburant vroiam, doar că văd că îmi consumă foarte puțin. Ia, uite, avem niște din astea. Perfect. Și hai să mă și încărc, dacă tot am ajuns aici. 4 litri consumasem. Oricum am luat, ați văzut și specialistul acela în care mi-e scade consumul cu 15% sau ceva de genul.
Pentru că eu până acum, sincer să fiu, nu foloseam așa ceva. Nu știu de ce, dar... Adică luam decât când îmi... Când îmi ziceau ei. Bun. A, fii atent că cred că trec cu bărcuța, mă. Dar e blocat, uite, mi-arată că e blocat, what the fuck. Și nu merge. Pe bun, zice că pare blocat, dar... Bă, și ce interesant era. Fuck. Păi, sincer să fiu, pe altă parte... Poate pe acolo? Din altă zonă nu văd pe unde aș putea să trec apa. Sincer. Ce trebuie să ajung acolo? Uite, pe aici aș putea, cred. Doar că... Cum ajung eu în zona aia? Pe aici aș putea să traversez, dacă mă ajung eu în zona asta, de aici? Cred că singura soluție e să-mi dau un respawn aici. Să pot să ajung în zona asta. Zona aia, ies, vreau să folosesc binocul. Da, bun, hai să-mi dau. Mi-a deblocat ceva, nu mi-a deblocat nimic. Aici văd ceva. Hai să-mi dau un respawn aici. Sper să nu fie zadar. Great, hai să mă încarc și cu fuel, dacă tot am ajuns aici, perfect. Bun, hai să-mi curesc un traseu. Deci o luăm așa. Traversăm pe aici. Hai să vedem, o să o iau pe marginea asta pe aici, încolo, așa ia. Hai să vedem pe unde am pus, drumul. Aici avem tot la fel fuel, nu ne interesează. Nu puteam să vând și eu astea? Nu pot. Pentru că dacă mai găseam pe drum, luam altele, știi? Dar se pare că nu pot. Bun, deci în partea aia cumva. Mamă, ce drum am făcut eu, mă, pe aici? Mergem înainte cu tupeu. Trec în partea asta. Bă, pe ăsta n-am snorkel? Parcă știam campus. Hai să urc pe aici. Nu cred una că asta m-am răsturnat aici. Păi ies. Dar nu știu dacă... Aha, hai că am reușit. Credeam că m-am pus aiurea. A, că am început bine, se pare. Pe unde o să iau eu? Parcă trebuie să iau printre copăcii. Din pădure.
Băi, ia stai mă așa puțin să vedem unde sunt eu, sunt aici. Și dacă o iau în zona asta, uite așa, și după aia trecem așa. Nu e mai în regulă? Ia, hai să vedem. Eu cred că e mai în regulă pe aici, decât să mă chinui printre copăcii aia. Nu te urca iar pe mal, că iar te răstorn. Așa, mă. Așa, mă, tată, și după aia ieșim în partea aia, știi? Aia zic. Vezi, uneori trebuie să te mai și reorientezi. Bun, și am ieșit pe malul ăsta. Eu acum oare să traversez în partea aia, în față? Partea asta? Ba nu. Merg în partea asta, pe aici, uite așa frumos. Paca, paca. Tot înainte pe aici. Ce să ajung aici, nu? Că parcă aici mi-a arătat ceva. Sper să nu vin degeaba, de asta mi-e teamă, știi? Apa asta e adâncă aici, pot să merg prin ea? Ca să nu mă mai bat pe stâncile alea pe acolo. Momentan pare în regulă. Hai să ieșim pe aici pe unde e stuful ăsta. Așa. Sper să fie în regulă acolo unde mă îndrept eu. Spre tunelul ăla. Uite, văd că mi-apare acum pe hartă. Oare asta să fie... Să fie misiunea, mă? O secundă să dau și eu timpul pe 10, așa, să se vadă în regulă. Hai, mă! Mișcă-s fundul. No! Hai, mă, faci mișto de mine. Bun, hai să ieșim pe partea asta acum. Și cred că de aici încolo va începe greu și pe harta asta. Pe zona asta, Carpathians. Nu știu de ce am eu așa o impresie. Văd că la mea apare acolo, înseamnă că e în regulă. Dacă puteam să fi traversat cu bărcuța, eram deja acolo. Nu mai făceam atâta ocoliș. Ușor, bă. Ușor, bă, că... Uite, vezi? Cred că traversam drept, frumos. Dar sper că e blocată, probabil că trebuie să fac vreo misiune, ceva, oare? Habar n-am. Bă, nasol drumul ăsta, că sunt foarte multe pietre din astea. Și asta îmi destabilizează mie camionul foarte mult. Dar încet, încet... ne îndreptăm către zona unde cred eu că... zi. Trebuie să ajungem. Problema e alta acum. Eu de aici nu mai cunosc zona. Ia să vedem puțin așa. Și o să merg tot mai în
față, uite așa, și încerc să iau așa. Ia să folosesc puțin binoclu, dar cred că nu mă ajută cu nimic binoclu. Mi-a mai apărut ceva pe hartă? Da, nu. Ha, să-i dăm așa. Văd că undeva în stânga, deci cred că am pus bine checkpoint-urile. Ia să uite. De aici mi s-a părut și pădurea ceva mai, mai răruță. Da, așa. Și de asta zic, știi? Ia. Hai sus. Da, mai că cred că e bine. Te văd acolo ceva, dar nu știu dacă e ceea ce trebuie. Da, cred că da. Da, mă, dar e zona în care vom trece pe harta cealaltă. Let's go, ce să zic. Deci asta e prima dată când ajung pe harta asta. Nu știu dacă am mai fost pe aici, sincer să fiu. Dar n-am fost că nu a fost descoperită. Deci prima dată când joc pe harta asta. Vreau și eu camionul ăsta. Wow. Bun. Hai să vedem acum în ce direcție trebuie să ne îndreptăm. Trebuie să mergem să explorăm zona asta de aici. Problema e că... Că nu știu cum să o iau. Văd pe aici ceva. Dar mai văd de asemenea și pe aici, cred că aș putea să o iau, da. Cu Dumnezeu, cu mila. Hai să... O luăm așa. Să vedem. În direcția aia, ia să scanem puțin cu... Cu ăsta. Vedem, poate ne mai deblochează ceva din hartă, dar și partea asta pare interesant. Cred că pare mai simplu traseul pe partea aia. Ia să vedem, mi-a deblocat ceva din hartă, că m-am uitat cu ăla. Bă, da. Și în partea asta? Și în partea asta. Bă, nu știu. Partea asta pare că nu ar coborâ pe aici, văd că ar părea că pot să cobor. Știi ce? Hai să iau pe aici. Și vedem. Ia să vedem, pot să trec pe aici fără să mă răstor? Problema e că pe aici sunt foarte mulți copăcei. Hai că m-am descurcat ok până aici. Bă, am uitat să mă încarc. Fuck. Bine, nu știu oricum dacă aveam acolo să mă încarc, dar... Hai. E rău când harta e nedescoperită pentru că... Nu știu cum să o iei. Mai de capul meu, ce-i pe aici? Am ușor prin pe coborârea asta pe aici. Bun, două secunde. Hai să mai scanez și eu cu binoclu. Ia, e acolo. Acolo e un pod. Așa, măcar mai descoperim puțin din hartă. Mi se pare că e regulă pe aici, nu? Bă, da, cred. Oare aici trebuie să construiesc podul? Da, e de cap. Complicată, tată. Bun. Păi să încerc să cobor așa. După aia să o luăm pe aici.
așa frumos. Va să încerc să urc pe aici, să vedem. Ha. Tot ce sper eu să-mi ajungă carburantul. Că văd că momentan nu am găsit niciun drop. Dacă nu știi traseul, bănănă-i mult. Așa dacă l-ai descoperit și știi, te duci direct pe el. Nu mai stai, bă, stânga, ba, dreapta, ba, nu știu cum. Așa e nasol, știi? Da. Hai. Bun, uite că mi-a apărut și checkpoint-ul. Eu am pus să urc. Hai să urcăm. Pare în regulă pe aici. Pare ca și cum aș putea să urc. Hai, bă, Don. Acum eu nu știu dacă e sus. Dacă e mai sus. El pare că ar fi și mai sus. Zice, păi și nu pot să urc aici pe versantul ăsta? Ia să vedem. Eu cred că pot să urc aici. Așa, perfect. Hai că am reușit să urc. Încerc să merg pe aici. Uite așa frumos. Să și reușesc acum. Momentan pare regulă, dar se vede mai în față. Bă, sincer să fiu, cred că am făcut rău că m-am urcat aici. Pentru că eu mai în față se pare că trebuie să ajung. Bă, știi ce, dacă tot sunt aici, ia să scanăm un puțin stânga, dreapta. Uite, upgrade. Uite și un drop. Așa, mă, tată, mai. Ia. Acolo e un pod. Bun, și acum mi le arată pe hartă, gen? Aha, mi le arată, uite. Uite aici ce e, o misiune blocată. Bă, din câte văd, pare că aș putea să merg pe aici. Uite așa, mă, un strecor. Să mă strecor cumva până ajung în zona. Șarpărea. Ha, să o luăm așa ușor. E, aici apare un pic mai nasol. Ia să vedem. Două secunde să mai fac eu o manevră aici ca să nu avem probleme. E, aici apare mai nasol. Zona asta. Teoretic ar trebui să pot să urc pe stâncile astea. Bă, hai că am urcat chiar foarte bine aici. Opa, aici e puțin cam. Cât? Op, ușor. Hai, hai că am trecut. Bă, am intrat în zona? Bă, da. Am intrat în zona. Ia să scanăm puțin cu binoclu. 35. 36, de fapt, pardon. Uite acolo un alt drop. Așa.
Bun. Și hai să încerc să scanez puțin și cu drona. Să vedem zona asta pe aici. Uite, ăla e tot un drop, cred că, nu? Sau cel puțin așa pare. A, ba, nu e un smog de iarbă. Acum îmi permite să mă deplasez și mai mult cu drona, datorită zii acelui specialist pe care l-am cu mine. Deci ai sfârșitul hărții, după cum vedeți. Hop, 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 hop. No fly zone. Bun, hai să ne întoarcem. Ia, cât am explorat din hartă mă interesează. Am explorat o zonă foarte mare. Bun. Eu încerc să iau pe aici, pe jos, că văd că așa și mergem în zona asta, să explorăm și aici. Bun. Acolo pare mai ok, știi, să nu mă complic prin pietrele astea. Deși cred că puteam să trec, dar las așa. Mai sigur așa. Cred că am explorat destul de mult, mai mult de jumătate din zona. Deci e în regulă. Curios după aia dacă mă mai trimite să mă duc undeva. Hai belea. Că dacă mă mai trimite să mă duc în altă parte. Ușor. Bun, hai să scop binocul prima dată. Să stănăm puțin pe aici. Așa. Ia să vedem. Da, 89%. Oh, nice. Și acum hai să-mi iau și drona. Deci și cu drona în partea asta, așa. Și pe aici am văzut că e nescanat. Deci porțiunea asta 92. Da, nu avem ce face. Astea sunt misiunile din joc și trebuie să le facem. Și aici în spate am văzut că a rămas ceva nescanat. O porțiune, nu mai știu exact pe unde, pe aici, parcă. Bun, ia să vedem. Am scanat aici, în dreapta mea. În dreapta mea, undeva. Pe aici, nu? Cred. Gata. Acum trebuie să merg să fac poză la totem. La un totem. La un totem de lemn. Bun, hai să mergem, zic. Hai să dăm aici cu mașalierul să mă îndrept. Cred că l-am văzut pe acolo pe unde am trecut noi. Era un totem din ăla de lemn. Bun, hai să dau și eu timpul pe 10. Așa, să fie luminos. Uite-l. Ăsta e. Așa, și acum focusul. Perfect. Pac! Am făcut poza. Mai trebuie să mai fac ceva? Take a photo. Aha, trebuie să mai fac. Opa! Take a photo, nu știu ce. Și tot în față. Bun! Hai să mergem atunci. O să oculez tot așa, cred că pe aici. Și practic ne întoarcem de unde am venit. Aici avem iar o poză. Zice că să fac la un take a photo of the island. La o insulă. În fine, hai.
Vedem. Pe unde am pus checkpoint-ul? Am pus pe acolo, da. Nu mai au pe acolo, stai așa să-l scot. Iau tot înainte. Bă, zic că mi-ajunge carburantul. Oricum mai avem și rezervă dacă e ceva. Dar eu zic că ne ajunge să finalizăm zi această expediție. Mai ușor. Stai ușor aici. Așa mă, tată. Pe aici am coborât atunci, am urcat, pardon. Dar eu zic că la coborâre e mai ușor acum. Sau teoretic așa trebuie. V-am spus, e nasol cu pietrele astea. Aoleleu. Mamă, ce bine că m-am prins. Noroc că m-am prins cu winch-ul rapid, că altfel se ducea dacă îl lăsam. E problema pe aici. Hai ușor. Așa, mai hai că am urcat și pe aici, e regulă. De aici trebuie să fie mai ușor drumul, sau cel puțin așa pare. Hai pe aici. Hai pe aici, să urcăm așa frumos. Și cred că trebuie să construiesc și podul aici în față, nu? Asta a fost, am înțeles. Bun, pe aici o să trească să construim podul, ca să nu mai ocolesc eu prin zi, pe acolo, prin stânga. Prin dreapta, pardon, să cobor pe jos pe acolo. Așa trecem pe aici, pe pod. Tot înainte. Și pe aici e drum nou, sincer să fiu, n-am mai fost. Hai să-mi creez și un traseu. Dar pare în regulă pe aici, deocamdată. O luăm așa pe aici. Aici apare un pic nasol. Sincer să fiu, aici trebuie să cobor cumva așa și să trec în partea asta, nu? Nu știi ce? Mai scanăm noi și așa. Mă eliberăm din asta. Mai deblocăm din hartă. Cu drona așa. Deci noi trebuie să ajungem tocmai acolo sus. Bun, hai să-i dăm bătaie. Trebuie să merg foarte încet. Să fiu cumpătat, să nu... Sincer să fiu, aș vrea să trec și la upgrade-ul ăla pe acolo. Deci ocolim puțin pe stânga. Ocolim pietrele astea. Ușor. Așa mă, tată. Perfect. Acum, aici e problema. Eu trebuie să urc pe acolo, pe undeva. Păi cine urcă, bă, pe aici? Șarcat, unde e șarcat? Cine urcă, bă, pe aceea?
Sincer să fiu, asta e singura urcare. Dar nu cred că o să reușesc. Să urc pe aici. Mi se pare mult prea abrupt. Ăsta s-a dus aiurea. Ia un low și un deep. Aha, hai că funcționează mai bine așa și cu diff-ul. Hai să mă ajut puțin și de winch. Bă, cred că o să reușesc, fii atent. Sper doar să o sărpă. Bun, hai că m-a prins de la mare acum. Hai de capul meu. Dacă reușesc să urc aici, la cât de abrupt e. Bă, hai că am reușit. Super. Super nice. Bun. A, la insula aia cred că trebuie să fac. Că zicea ceva de o insulă, nu? Focus-ul. Care insulă? Aia? Nici aia. Aia de acolo? Bă, care insulă? Asta pare fi insulă. Bun, haideți că am dat skip, că nu știam unde e. Și cam asta a fost și expediția noastră. A, trebuie să dau să continui ca să... Bun, băieți, păi o să rămân și eu aici cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, butonașul de subscribe, să distribuiți acest video, să lăsați un comentariu. Eu am fost Osenka Games și până data viitoare, v-am salutat! Pa, pa!